Viitorii beneficiari de pensii stabilite în sistemul public de asigurări sociale care domicilează în stânga Nistrului și nu ridică pensii stabilite de administrația de la Tiraspol vor primi alocații lunare din bugetul de stat. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în două lecturi în ședința din 30 iunie a Parlamentului. Prestațiile sociale se stabilesc pentru femeile cu vârsta între 55 de ani și vârsta standard de pensionare și bărbaților cu vârsta cuprinsă între 60 de ani și vârsta standard de pensionare. Mărimea alocației va fi de 550 de lei, iar anual din bugetul de stat urmează să fie alocați peste 29 de milioane de lei.